Haideți să vedem acum operații cu numere întregi și având câteva proprietăți. Prima este că A plus B este tot una cu B plus A sau A ori B este tot una cu B ori A. Această proprietate este numită ca fiind comutativitate, astfel avem de-a face cu comutativitatea adunării și mulțirii numerelor întregi. Ca și un exemplu, minus 2 adunat cu minus 3 este tot una cu minus 3 adunat cu minus 2. Sau numărul produs